Salutare toată lumea, este Andreea și bine v-am găsit la un nou vlog. Motivul pentru care acest vlog începe fără o introducere. Ce să fac? Am pierdut și eu filmările. Bea deodată parcare chef de viață, pentru că facem mama sandwich-uri și vede mâncare, nu pentru că plecheau nu-i pasă. Puiul, mama frumos care ești. Dar tu vrei mâncare? Nu vrei să mă iubești pe mine? Scroful care ești. Faci sandwich cu șuncătele mea și ardei gras? Da, da, nu vă pun și niște felii? Hochland. Hochland? Ba da, pune, poți să pun. Am auzit o mașină, cred că a venit Claudiu. Bună dimineața! Ai început vlogul gata în forță? Gata! Dacă tot ce credeai? Dă și mie bubă mai întâi. Nu-ți dau. Bună dimineața, dacă sunteți de acord să apariți pe vlog. Eu duc cu camera, bună dimineața. Așa dimineață? Cum am trezit, am luat asta. Salutare toată lumea asta. Eram sigur. Nu știu dacă am dormit sau nu. Ori m-am făit toată noaptea, ori n-am dormit deloc. Cât ai dormit? Nici n-ai dormit deloc, e emoții. Pa. Aveți grijă. La revedere. Pa. Aveți grijă și voi. Bea, nu stai aici. Stai aici. A început. Neața, ce faci? Beru! În asta cred că o să intre sandwich-urile, nu? Aici am pus și pastele da, de alea. Da, da, uite cât e un sandwich. Deci ai, mâncați exact, acum. Ce zis? Am ajuns în tren, n-am mai făcut niciun cadru pentru că era să pierdem trenul. E ora 5.34 și gândiți-vă că noi abia acum ne-am pus gen jos. Și trenul pleacă într-un minut, teoretic. Chiar că pleacă la și 35. Gata. Goodbye, Galați. Băi, am ajuns cam la limită, deci era să pierdem trenul. Era culmea dacă îl pierdeam. Ce făceam dacă îl pierdeam? Plecam mâine. Numai că ăsta plătea bilet două ori, Massimo. Că doar e carne de elev. Nu vă transpir da. Fața cu masca. Da. Cine crezi că cu el? Tu și da. Eu și Massimo. Hey, yo, tren check. Ce? Sunt, te rog, n-ai filmat partea asta. Bă, da, am filmat. Ce ai făcut plot prost? Am deschis ochii și mi-ai dat masca noi. Nici măcar ne-am pus pe locurile noastre. Dar e ok. Am prins trenul măcar, doamne. Da, măcar asta. De-abia ce am mâncat ceva și acum ne punem să ne uităm la serial. Să treacă timpul mai repede. Subtilo! Cum am făcut? Salutare tuturor, ne uităm la serial. Ne-am pus să ne uităm la serial, ne uităm la The Vampire Diaries sau Jurnalele Vampirilor, mai pe românește. Suntem la sezonul 2, episodul 16, dar eu l-am mai văzut odată. Ce nervoanți sunteți, vorbiți în continuu, n-am văzut să fac, să filmez ceva de voi. Cu copilul acesta, pe Tardel. Și cu iubitul meu, Claudiu, care nu mai e iubitul meu, pentru că m-am făcut de râs între el. Mai cum? We drove as far as we could to ignore what's around, ignore our expectations, even when... Oficial suntem în Constanța, am ajuns. Ce facem? Mergem cu Max Taxi? Da. Massimo! Massimo! Se vede șunca, mă, mai bine acoperi șunca decât fața. Ia uitați ce motan frumos are Massimo. Cum îl cheamă? Mitsu? Mitsu? Mițu! Mițu, ai de la cameră! De ce faci așa? Ce-a fost asta? Cred că l-am mușcat Massimo când era mai mic. Exact. S-a mușcat un Massimo pe ea. Uitați aici cum se vede camera frumos și să vedeți cam ce ține o mână și ce-a dus la gară și de asta n-am putut să fac foarte, foarte multe cadre. Și pisica aici frumos. Hai, Mițu, 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 hai! E frică de cameră. Nu, ba nu, ia uite, da, pa ea ei nu e, nu mai este frică. Ia ce ochișor frumos are. Doamne, cum să nu iubiți sufletelele astea așa frumoase? Cum să nu-l iubiți, mă? Și ca să vă fac așa un mic update, să înțelegeți cum stă treaba, noi am venit de la gara, a trebuit să luăm maxi-taxiul din Constanța în Novodar și n-am mai filmat pentru că suntem foarte, foarte obosiți. Nu-mi dau seama dacă am dormit sau nu aseară. Ori am dormit, dar foarte aiurea, ori n-am dormit deloc. Nu știu sigur. Pentru că m-am făcut toată noaptea, așa am simțit. Am uitat și pe Claudiu spate. Și acum noi vrem să dormim puțin. Dar mai întâi aș vrea să mănânc ceva. Massimo, dăm să mănânc. Așa că revenim cu ceva mai interesant. Vă pup! A
Am ajuns și noi frumos la Maria. O să filmăm acum niște cadre foarte, foarte frumoase cu GoPro-ul. Ia uși. Nu vreți să știți ce senzație frumoasă am acum și cred că ce față am acum. Ce șlept în afară că nu... Noi combinat stai prea mult. Ne bronzăm, ne da, bronzăm. Ne băgăm la bronz. Massimo, ce faci? Salută vlogul. Salut vlogul. Gata și cu plaja. Am făcut o sesiune de poze foarte, foarte, foarte frumoase. Claudiu, mă gândeam dacă ești în spatele meu sau nu. Intrați pe Instagram și dați-mi like, o să pun poze acolo foarte, foarte frumoase. Dați acolo like și follow pe Instagram. Și acum începe să se însereze, dar se vede foarte frumos. Ia uitați aici, peisaj frumos. Așa ceva nu vezi în fiecare zi. Bine, cei de Constanța da, dar noi nu. Da, e caldă. Apa mai foarte, foarte caldă. Oricum la sfârșitul vlogului o să pun câteva poze de astăzi, că așa vreau să fac de acum. Îmi place chestia asta să spun la sfârșit poze. Uite ce cuțu, Claudiu. Hai să mergem la el repede. Haide că e husky. Ce faci, mă? Frumusețe mică, tu ești un puisor mic, mă! Doamne, iute-l, mă! Ce frumos e, mă, să nu fii de ochi! Pus să nu fii de ochi! E pui de husky! Doamne, tu știi că n-am văzut în viața mea un pui de husky? Ce faci, mă? Ce frumos e, cum îl cheamă? Maxi. Și cât are? Are, din păcate, 2 luni. Cum adică, din păcate? Păi că e mai mic așa, da? Păi lasă că e bine, decât să fii... Bucură-te de el acum, că te-i mic și jucăuș, că... Ce ochi are să nu fie de ochi, ce frumos. Da, și acum plecăm și noi, mergem și noi să ne schimbăm și noi pe acasă. Hai că am preluat eu vlogul. Ba, nu ai preluat tu vlogul, eu zic. Tu pa. Am călcat stream tare. From the pain.